este paradoxal ca în anul 2017 noi sindicatele să ne batem pentru a impune respectarea legii. An de an se alocă învățământului un procent de 6% din PIB. În acest moment, media ultimilor 10 ani ne duce undeva la sub 4%. După modul în care s-au făcut ultimele salarii în primării mari ale țării, voi avea surpriza să găsesc un șofer cu studii medii mai bine plătit decât un coleg de-al meu cu studii superioare. Printre revendicările și nemulțumirile profesorilor se mai numără și poziționarea funcțiilor didactice în grilele legii salarizării, necuprinderea în legea bugetului de stat pe anul 2017 a sumelor necesare pentru plata sentințelor judecătorești, tergiversarea elaborării proiectului unei noi legi a educației, dar și calculul incorrect al sporurilor. Mai mult, dascălii susțin că programele școlare sunt învechite și neadaptate cerințelor de pe piața muncii și reclamă cuantumul pensiilor celor care au lucrat în sistem. Proteste similare au avut loc astăzi în toată țara, urmând ca pe 4 și 5 octombrie să fie pichetat sediul guvernului.